din predealurile Betleemului, în noapte, probabil friguroasă, pe vremea lui Cezar Augustus, acum mai bine de 2000 de ani, Dumnezeu a venit pe pământ. Aproape de neimaginat, cel nemărginit s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a smerit atât de mult, încât a încăput ca prunc în pântecele unei fecioare tulburate. În mod surprinzător, și-a făcut apariția în troiesle. Îmi imaginez că plângând ca orice alt copil care vine pe lume și cu mânuțele înfășate strâns pe lângă trupul plăcând. Cred că a fost nevoie de curaj ca Dumnezeu să coboare complet vulnerabil, ca un nou născut, printre ființele umane care urma să-l întâmpine cu scepticism, în mijlocul unei planete cunoscute pentru violența sa, în mijlocul unui neam cunoscut pentru faptul de a fi respins profeții. Dumnezeu, cel fără început și fără sfârșit, a intrat în timp și spațiu. A intrat în pielea unui copilaș care lupta să respire într-un trup ce fusese străin până atunci. Venirea s-a început într-un grajd și fără un loc care să-i servească ca și culcuș împăratului. S-a născut în iesle sub ochii animalelor mai mult decât ai oamenilor. Preț de o clipă, cerul s-a luminat de prezența îngerilor care au dezvăluit pe Mântuitorul cât orba țăran ce păzeau turmele de oi. Și dacă pretremuritor nu s-a găsit cine să-i cânte renașterea în acele timpuri, în schimb, în cerul i-a răsunat. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Astăzi, corul de adolescenți, alături de corul de copii al Liceului Teologic Adventist Maranata, elevi, soliști și recitatori, cu toții împreună am bucuria ca să vă conducă spre o incursiune muzicală prin povestea nașterii, a vieții și a misiunii îndeplinite a Domnului nostru Iisus Hristos, într-un demers de închinare sinceră înaintea sa. Noi, Sara Baciu și Iacob Rotaru, vom fi cazile dumneavoastră pe parcursul programului. Vă invităm în următoarele momente să ascultați piesele Cerul oferă un dar și Cântă îngerii în coruri, în interpretarea corului de licee Maranata. Va urma apoi o piesă instrumentală la flaut, Sara Tudorașu, clasa 12-a, clarinet, Luca Șan, clasa 12-a, iar la pian, Filip Dință, clasa 12-a.
Vă invităm să rămânem în atmosferă de închinare, auzind piesa E noapte sfântă. Soliști Andra Ostrovski, Odrien Pastor, Ionus Rus și Bogdan Vrajă. Urmează piesa Când acasă voi fi, cu Bogdan Vrajă la vioară și Sara Tudoraș cu la flaut. Pentru ca mai apoi să ascultăm o piesă corală, Vrednic de Domnul tău, în interpretarea aceluiași cor, Maranatha. Ultimul moment muzical din Calup ne va fi adus de către Gocica Alex și Bogdan Vrajă, care vor interpreta piesa Simon, Meditație. Thank you.
viața sa pe pământ, Iisus Hristos a încercat. În viața sa pe pământ, Iisus Hristos a încercat permanent să conducă oamenii spre lucrul care contează cel mai mult, mântuirea lor. S-a dedicat binefacerii, vindecării celor bolnavi și suferinți, hrănirii celor înfometați. Însă, dincolo de grija pentru aspectele lor fizice și fiziologice, Iisus a îngrijit cu precădere de sufletele oamenilor. Acolo și-a dorit să sădească lumină și pace, acolo și-a dorit să locuiască cu adevărat ca într-un templu sfânt. Grupul de băieți care va cânta în continuare vor sublinia chemarea adresată de Iisus oamenilor, interpretând piesa La apa de viață. Grupul este format din Darius Coman, Bogdan Brajă, Ionus Rus, Raul Sava, Alexandru Gocica și Albert Anca. Apoi, corul de liceeni va ilustra finalitatea unei vieți alături de Dumnezeu prin cântecul Bate clopot în noapte. A treia piesă va fi interpretată de grupul de fete din corul liceului, ce ne vor aduce piesa Dintre stele. Să-i ascultăm!
Ultima piesă instrumentală audiată a fost interpretată de Filip Dință. Cu siguranță, un moment foarte așteptat din acest concert este acela în care va cânta și corul de copii Maranata. Iată că lucrul acesta se întâmplă pentru prima dată în istoria liceului nostru și am marea bucurie să vă anunț că în următoarele minute veți asculta în interpretarea celor mici piesele E noapte și niesle și Clink clopoței. Iar muzica va fi presărată cu momente de poezie aduse de Patrick Moți din clasa 1 și Sara Proscar din clasa 2. Să-i ascultăm cu atenție, cu îngăduință și cu drag. Bucurați-vă că astăzi s-a născut Iisus Hristos,
El este Mântuitorul, ce din cerul v-a fost dat. Veste minunată ne-a venit din sus, când înspre mântuire s-a născut Iisus. Și nu-i dar mai mare, nu-i ceas mai frumos, ca acela în care afli pe Hristos. Chiar de afară este rece și călduroasă totuși, de pe ori sună vestea astăzi s-a născut Iisus. Hai deschide și tu ușa, fă loc și-n viața ta și nu mai departe vestea, El e mântuirea mea. Nu sărbători să semeni cu ce face lumea jos, tu slăvește și te roagă și o să ai atât folos. Piesa instrumentală pe care tocmai ați auziat-o poartă titlul O vină cu Emanuel și ne-a fost oferită de Sara Tudorașcu la flaut și Călin Mițiți la vioară, acompaniați de Filip Dință la pian. În continuare, doresc să-l introduc și să-i dau cuvântul celui care veghează cu multă căldură sufletească liceul nostru și are grijă ca toți, deopotrivă, elevi, profesori și pedagogi, să nu uite că fac parte dintr-o familie creștină, iubită și valorizată de Dumnezeu. Este vorba despre capelanul nostru, domnul Marcel. Vă salut cu mult drag pe toți cei care suntem aici. Un moment inedit pentru noi, cred că și pentru dumneavoastră, acesta de a fi față în față și a privi puțin prin cântece, prin atitudine, poezie, prin vârstă, ce se întâmplă în cadrul familiei voastre Barana. Avem bucuria că astăzi să vedem pe cei micuți în față, avem licenii în spate, dar mă bucur să văd aici foarte mulți părinți.
Asta este o dovadă că, dincolo de frumusețea cântecului sau a momentului acestuia, avem pe suflet și relația. Relația unii cu alții și relația cu educația. Trebuie să mărturisesc că am avut pregătit un speech, dar renunț la el. Și am să vă spun ce mi-am amintit văzând pe acești copilași îmbrăcați în alb, sunt în fața noastră. Erau seriile când fratele meu era cam de această vârstă a copilașilor, iar eu eram cam de vârsta lor, cei din spatele meu. Și înainte de culcare, mama mi-a dat o sarcină, ea fiind prea ocupată să se poată ocupa de toate cerințele, aveam sarcina să-l culc pe fratele meu. Când ne așezam frumos în pat, becul se stingea și fratele meu, înainte să doarmă, ne spunea: vrei să-mi spui o poveste? Și încercam să-i spun poveste. Dar de fiecare dată, poveștile mele se transformau cumva în istorii, pentru că istoriile acestea erau din cartea aceasta. Am încercat să-i vorbesc despre David, să-i vorbesc despre Avram, să-i vorbesc despre Apostolul Pavel, să-i vorbesc despre Ioan. Dar după ce am ascultat mai multe povești, după mai multe seri, am sesizat că de fiecare dată îmi spunea: dar vreau povestea aia cu Iisus. Mă trecea de mânecă și spunea: Doamne, vreau aia cu Iisus. Nu mi-am dat seama atunci ce înseamnă pentru un copil povestea cu Iisus. Probabil că nici acum n-au pătrund prea bine. Dar înțeles un lucru ce vreau să vi-l transmit astăzi. Am înțeles că există o dimensiune religioasă a lui Iisus pe care creștinismul occidental îl îmbrățișează. Și nu ține cont nici de culoarea religioasă, nici de, să zic, politica intelectuală pe care poate să o aibă un adult. Dar mai există și o dimensiune personală a lui Iisus. Și această dimensiune personală a lui Iisus este atât de frumos expusă într-un moment crucial pentru viața Mariei. Când un om al lui Dumnezeu îi spune: sufletul tău va fi străpuns de sabie. Pentru că dincolo de frumusețea, să zic, unui cuvânt, cum este Crăciunul, sau unor evenimente care ne strâng la oaltă și ne mai aduc aminte că facem parte din parfumul umanității, Iisus are o dimensiune sufletească și ține de frumusețea interioară a noastră. Noi aceasta încercăm să clădim la Liceul Maranatha. Ne luptăm pentru generația care este aici să zidim sufletește ceea ce găsim la Iisus. Nu este ușor pentru că provocările sunt foarte mari. Iar aici, a aduce pe Hristos la nivel personal înseamnă, în primul rând, să străbați barierele religiei pe care adulții o apără cu strășnicie. Vă invit astăzi să-L îmbrățișăm pe Iisus. Haideți să dăruim ce a dat și Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, pe cine a dat Dumnezeu? A dat pe Fiul Său. Darurile sunt frumoase. Ele reprezintă o parte din noi. Dar noi am dorit să dăm societății oameni, copii, tineri, care, prin ceea ce sunt, să facă lumea mai frumoasă. Darurile sunt nuanțe, dar ceea ce rămâne cu adevărat sunt caracterele. Și aceasta ne este dorința. Sperăm să găsim în sufletul fiecăruia un loc ca Iisus să ne schimbe bine istoria Lui, să fie astăzi și istoria noastră. Să ne dăruim pe noi mai departe. Pentru că viața ne-a fost arătată și nu este cea pe care o găsim explicată fie la televizor sau fie în carte.
istoria adevărată. Este istoria unui Dumnezeu coborât între noi. Aș vrea să-L văd. Doriți să-L vedeți? Doriți să-L vedeți? Copiii au pregătit încă un cântec și am înțeles că este special gândit, lucrat de ei. Pentru că ei sunt așa cum sunt, limitați, n-au finanțele necesare, dar modești, cu sufletul mare, s-au gândit să facă o surpriză. Haideți să-i ascultăm cântând și după aceea să vedem ce vor dărui ei prin munca lor ca un simbol spre inima noastră. Ne bucurăm să-mi fi împărțit cu dumneavoastră măcar puține clipe despre
cântatul despre măreția lui Dumnezeu, emoția mesajului pruncului din Iesle, gândul de mai bine și mai frumos. Este momentul să ne despărțim, dar vă invităm să ascultați o ultimă piesă cântată la oaltă de corul de copii și adolescenți al Liceului Maranata, introduși de voinicii din clasa pregătitoare, Eric Jureschi și Luca Pastor. Aducem mulțumirile noastre Bisericii Dinamis, care ne-a găzduit în această seară și pentru faptul că ne-a ajutat din punct de vedere tehnic. Mulțumim de asemenea firmei Omega Printing House pentru materialele pe care ni le-au distribuit, adică afișele și invitațiile. Și nu în ultimul rând, dorim să mulțumim dirijoarei noastre Iulia Jureschi, deopotrivă din partea elevilor, și vă dorim un an nou sănătos cu Dumnezeu aproape.